centrare acolo, Panache respinge foarte bine, Țălnar, Dinu, Dinamoviști încearcă, dar este destul de târziu, mai sunt 2 minute de joc, fundașul Mărgineanu, înalt, frumos, Augustin și gol! Augustin cu capul și reluare superbă a lui Vrânceanu de la 11 metri, exact sub bară, iată, aveți reluarea. Augustin sare și Vrânceanu direct sub bară. După ceasul meu, intrăm în ultimul minut de joc, brașovenii au de executat un corner. Timpul se scurge, desigur, în favoarea lor, iată-l Bența, tăiată minge, tăiată, bară și gol! Lovitură liberă, directă, marcată, executată de Bența. Iată acum aveți reluarea, mingea lovește bara și apoi ricoșează în plasă. Minutul 90 al partidei, FCM Brașov se detașează 3-1 în meciul cu Dinamo. Gol cum rar se vede pe stadioanele noastre, execuție într-adevăr interesantă a lui Bența și, după părerea mea, a doua greșeală a portarului Speriatu.